Doamnelor și domnilor, vă rugăm, deconectați telefoanele mobile. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Prin decret al Președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, alineatul 4 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 8, alineatul 4 din Legea cu privire la Guvern și al articolului 14, alineatul 4 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuzenii, în baza votului de încredere acordat de Parlament, se numește Guvernul în următoarea componență și se invită pentru depunerea jurământului. Chicu Ion, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pușcuța Sergiu, viceprim-ministru, ministru al finanțelor. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului,
suveranitate, independență, unitate și integritate teritorială a Moldovei. Flenghea Alexandru, viceprim-ministru pentru reintegrare. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Usatăi Anatol, ministru al Economiei și Infrastructurii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrație, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suverenitate, independență, unitate și integritatea teritorială a Moldovei. Voicu Pavel, ministru al afacerilor interne. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suverenitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Нагачевский Фадей, министру ал юстиции. Жур, сам даруясь тот путереш, причеперя пропоширии Республики Молдова, са респект Конституция ши легили цари, са апар демократия, дрептурле ши либертетели фундаментали али умови, суверенитатя, индепенденца, унитатя ши интегритатя территориала а Молдови. Ciocoi Aureliu, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Jur să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Гайчук Виктор, министру ал апрели. Жур сам даруясь тоата путерия и причеперя пропоширии Републики Молдова.
să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Popovici Corneliu, ministru al Educației, Culturii și Cercetării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Dumbrăveanu Viorica, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și teritorială a Moldovei. Pierjo Ion, ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Doamna Irina Vlah, guvernator, Bașcan, al Găgăuzii, Găgăuzirii, se confirmă în funcția de membru al Guvernului, semnat președintele Republicii Moldova. Jur să-mi dăruiesc toate puterea și pricepere, propășirii Republica Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrație, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cuvânt îi se oferă excelenței sale domnului Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimate domnule prim-ministru, stimați miniștri, vreau să vă felicit pentru votul de încredere pe care l-ați obținut astăzi și să vă doresc succes în preluarea acestui mandat de înaltă responsabilitate. Cunoașteți foarte bine starea actuală a lucrurilor și știți la fel de bine în ce condiții de criză preluați guvernarea. După 5 luni de improvizație și ineficiență totală a Guvernului,
5 luni în care executivul a mers mai mult în direcție opusă față de nevoile cetățenilor. Aș vrea ca odată cu preluarea mandatului să se termine cu asemenea improvizație și să se înceapă imediat munca cu folosul oamenilor. Guvernul votat astăzi se constituie în realitate pe o platformă social-economică, în jurul căreia s-a unit un număr mare de deputați și nu o majoritate politică. Aveți cea mai mare susținere. Sunteți guvernul investit cu cele mai multe voturi după anul 2001. Pentru acest guvern au votat 62 de deputați. Dar și cu cea mai înaltă responsabilitate. Vreau să vă atenționez că nu aveți în spate o majoritate politică și nici o alianță politică de guvernare. Dar aveți o platformă social-economică care vă susține în Parlament. Ați fost votați nu pe baza unor afinități politice, ci ați primit un mandat care se limitează exclusiv la un singur aspect – soluționarea problemelor cetățenilor. Aveți tot sprijinul meu și cu siguranță al celor care v-au votat astăzi în Parlament, atât timp cât veți da dovadă de eficiență. Voi prezenta în continuare așteptările mele față de fiecare dintre dumneavoastră, bazate exact pe doleanțele oamenilor, așteptări pe care le-am materializat și prin câteva inițiative prezidențiale cu caracter social depuse în Parlament și care sper să fie votate în termenul cel mai scurt. La modul practic, vă propun, vă înaintez o foaie de parcurs, în baza căreia sper să reușim împreună, cât mai curând, schimbări spre bine. 1. Creșterea veniturilor cetățenilor. Cu toții înțelegem că bugetul actual nu permite salarii și pensii imediat foarte mari pentru cetățeni și pentru pensionari. Dar dacă este bine administrat, pot fi găsite soluții pentru o creștere treptată a veniturilor, pentru protejarea categoriilor social dezavantajate. Să demonstrați că vă pasă de oameni, că aveți o politică socială simplă, adecvată realităților din țară. Ar fi bine să fiți mai puțin timp în birouri și mai mult timp în teritoriu. În ce privește pensionarii, cred că ar fi de mare ajutor pentru ei indexarea de 2 ori pe an a pensiilor și nu una cum a fost până acum. 2. Tarifele și prețurile sunt o povară considerabilă pentru oameni. Sunt situații în care se impune în mod justificat creșterea acestora. Dar, în același timp, sunt situații în care acestea sunt mărite în mod artificial și fals, care au în spate diferite scheme frauduloase sau incompetența unor instituții. De aceea solicit să analizați profund domeniul și să luați cât mai rapid măsuri pentru stoparea abuzurilor. Aici mă refer la desființarea monopolurilor, care duc la formarea abuzivă a prețurilor, stoparea contrabandei și altor fenomene de pe marginea cărora urmează să colaborați și cu instituțiile de drept. Vă rog să rețineți că oamenii manifestă interes și îngrijorare deosebită față de acest domeniu. Și ei așteaptă soluții. 3. Securitatea cetățenilor este la un nivel foarte scăzut. Ne confruntăm cu o creștere alarmantă a criminalității. Zilnic, pe străzi, în accidente, mor oameni. Din cauza modului deficitar în care a fost gestionată activitatea Ministerului Afacerilor Interne, avem un haos pe segmentul securității și siguranței cetățenilor. Și nu polițiștii sunt de vină, dar modul în care le-a fost organizată activitatea și administrată instituția până în această zi. Domnule Ministru de Interne, știu că în MAI sunt oameni capabili și ei așteaptă un ministru care să-și îndeplinească atribuțiile profesionist, nu un showman cum a avut în ultimele luni. Totodată cetățenii vor să simtă că gradul lor de siguranță începe să crească, să se simtă mai liberi și mai liniștiți în viața zi de zi. Aveți o misiune foarte importantă și personal voi ține în vizor activitatea dumneavoastră, fiindcă siguranța cetățenilor mă preocupă în mod prioritar. Vă solicit de asemenea ca în termen scurt patrulele de carabinieri să revină pe străzi, să asigure ordinea publică pentru ca oamenii să se simtă în siguranță. 4. Corupția, abuzurile, inechitatea sunt fenomene dintr-un alt domeniu, la fel de important,
legat de modul în care se face justiția în Republica Moldova. Aici vă revine practic una din cele mai dificile sarcini, de a face reformele necesare în justiție pentru a stopa dezastrul care afectează toate domeniile. S-a vorbit mult în ultimii ani și chiar în ultimele 5 luni despre reforma sistemului justiției. Dar s-a vorbit doar atât. Asta e și problema guvernanților de până acum. Că toți au vorbit mult și nu au făcut nimic. Cei care au condus guvernul în ultimele 5 luni au mers pe aceeași cale. Au elaborat documente care nici măcar nu au corespuns bunilor practici internaționale. Și Moldova a primit critici dure din partea Comisiei de la Veneția. Domnule Ministru al Justiției, vă solicit ca de urgență să revizuiți proiectul de reformare a justiției în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Totodată vă rog pe toți cei din guvern să învățați din greșelile Comisiei în aceste 5 luni și să nu mai avem astfel de erori în organizarea concursurilor pentru funcții importante. Erori care au afectat grav imaginea și credibilitatea guvernului, atât în plan intern, cât și în plan extern. Vă încurajez de asemenea să colaborați cu partenerii externi, care sunt gata să ajute cu expertiza în reformarea justiției, dar și cu experții din societatea civilă. Această reformă trebuie să fie una din prioritățile de bază ale guvernării dumneavoastră, fiindcă fără o reformă reală a justiției nu veți putea face față și nu veți obține rezultate pe termen lung nici în alte domenii. Dacă nu veți stopa fără de legile, din țară, în continuare, vor pleca în fiecare zi sute de oameni. Însă reforma nu trebuie făcută la televizor, prin show-uri, ci doar lucrând la implementarea ei eficient. Cetățenii au nevoie nu de justiție televizată, dar de o justiție corectă. În același timp, dosarele de rezonanță și ilegalitățile care au fost constatate trebuie duse până la capăt. Iar cei care au organizat scheme frauduloase și au prejudiciat bugetul de stat trebuie să meargă la pușcărie. 5. Educația și serviciile medicale. O preocupare permanentă a acestui guvern trebuie să fie calitatea educației și calitatea serviciilor medicale. O țară se poate mândri mai întâi de toate prin performanța copiilor și prin sănătatea cetățenilor. Iar în acest sens, noua guvernare trebuie să ofere cele mai bune soluții și condiții pentru oameni, inclusiv salarii majorate. Dacă este nevoie de reformare în acest domeniu, vă rog să fie reforme pentru oameni, astfel încât ei să poată beneficia de fiecare decizie a Ministerilor Educației și Sănătății, fără a suferi, cum s-a întâmplat sub alte guverne, când închideau abuziv școli și spitale. 6. Calitatea drumurilor. Este un alt subiect care trebuie să fie inclus în prioritățile dumneavoastră. Drumurile rele din țară afectează nu doar confortul cetățenilor, dar și siguranța lor. Iată de ce solicit să tratați această prioritate ca pe una de siguranță și securitate națională. În ultimele luni nu s-a făcut practic nimic în privința îmbunătățirii calității drumurilor, ceea ce e foarte grav. Aveți termen de 2-3 luni ca să finalizați tot ce ține de documentație și proceduri necesare. Iar odată cu sfârșitul iernii, imediat ce vă permite timpul de afară, să demarați procesul de construcție și reparație a drumurilor. Începând cu luna martie, țara trebuie să devină un adevărat șantier unde se construiesc drumuri, se modernizează infrastructura. Și explicația de genul că nu sunt bani, nu trebuie să auzim. Eu cred că se pot găsi bani și pe intern și pe extern. 7. O altă prioritate pe care vreau să o menționez vizează dezvoltarea economiei țării. O atenție sporită fiind acordată creșterii veniturilor, dar și atragerii investitorilor străini. Fără bani nu putem face nimic din tot ce am menționat mai sus. Dar banii vin doar atunci când avem o economie sănătoasă. Asta înseamnă că trebuie să eliminați evaziunea fiscală și schemele frauduloase din economie, să dezvoltați mediul concurențial, să gestionați eficient banul public. Dacă nu vă ocupați serios de aceste lucruri, guvernarea dumneavoastră nu va putea să obțină performanțele pe care le așteptăm cu toții. Și 8. Un punct în foaia de parcurs pe care vă înaintez, dar la fel foarte important, ca și celelalte, este promovarea unei politici externe echilibrate și eficiente.
Implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană rămâne o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, la fel ca și restabilirea relațiilor și parteneriatului strategic cu Federația Rusă și cu Statele Unite ale Americii. Unii ar putea spune că acest lucru nu este o prioritate cetățenilor, dar vă asigur că este una chiar foarte importantă, ținând cont că avem atâția cetățeni moldoveni plecați peste tot în lume. Și totodată avem nevoie de parteneriate externe consolidate pentru a face reformele necesare în țară. Aceasta este poate singurul domeniu în care guvernarea precedentă a înregistrat progrese nesemnificative. Însă acum trebuie cât mai repede de consolidat relațiile cu vecinii noștri, România și Ucraina, dar și cu partenerii strategici. Moldova este o țară europeană. Dorim să preluăm bunile practici din țările europene dezvoltate și nu doar. În același timp, vrem să construim un parteneriat mai solid cu vecinii noștri, să lăsăm la o parte geopolitică și să ne bazăm în relația cu ei strict pe interesele noastre naționale și nevoile oamenilor. Am încredere că veți promova această politică externă echilibrată de care să beneficieze toți cetățenii, indiferent dacă sunt plecați la muncă în Rusia sau în Europa, indiferent de viziunile lor geopolitice. Republica Moldova nu face diferență între partenerii externi. Toți partenerii noștri externi sunt importanți și strategici. Aceasta este foaia de parcurs pe care o propun noului guvern și pentru care voi acorda tot suportul necesar. Desigur că sunt și alte priorități importante, dar am ținut să le punctez pe cele față de care cetățenii, cât și eu, avem cele mai mari așteptări. Vreau să avertizez Guvernul și fiecare membru în parte, că vor fi în funcție atât timp cât vor înregistra progrese în domeniile pe care le-am menționat și în altele. Nimeni nu se va putea afla în funcție dacă nu demonstrează eficiență. Dat fiind faptul că deja au fost pierdute câteva luni importante și nu ne putem permite să așteptăm prea mult. Nu avem timp de acomodare, munca trebuie începută imediat. Vă asigur că în calitate de președinte al țării voi acorda tot sprijinul necesar dacă veți înregistra progrese semnificative în aceste domenii. Dar voi fi și un mare critic și adversar dacă nu veți înregistra progrese. Așa cum am expus public de câte ori a fost cazul în privința fostului guvern, așa o voi face în raport cu noul executiv. Și dacă lucrurile nu vor merge așa cum trebuie, nu voi ezita să vin cu propuneri și să cer schimbările necesare. Acesta este mandatul pe care mi l-au dat cetățenii. Să am grijă ca țara să fie guvernată eficient, să fie stabilitate, iar cetățenii să trăiască în pace și siguranță. Am mare încredere în dumneavoastră, domnul prim-ministru și domnilor miniștri. Consider că sunteți persoanele potrivite pentru a face față acestor provocări importante. Domnule prim-ministru, stimate doamne miniștri, domnilor miniștri, în persoana președintelui țării o să aveți tot suportul necesar. Sunt ferm convins că în persoana celor din Parlament care v-au votat astăzi, de asemenea veți avea tot suportul necesar. Noi toți suntem în fața unei provocări majore. Și dumneavoastră, și eu, și doamna președinte a Parlamentului. Toată țara, toți cetățenii Republicii Moldova, cum sunt cu ochii pe noi. Și ei așteaptă rezultate. Rezultatele dumneavoastră vor fi și rezultatele mele. Insuccesele dumneavoastră vor fi și insuccesele mele. De aceea, începând cu ziua de astăzi, noi cu toții, și eu în calitate de președinte al țării, așteptăm rezultate. Cu Doamne ajută! Cuvânt îi se oferă Excelenței sale, domnul Ion Chicu, prim-ministrul Republicii Moldova. Stimate domnule președinte al Republicii Moldova, stimată doamnă președinte al Parlamentului Republicii Moldova, stimați colegi miniștri, stimați reprezentanți ai mass media, astăzi Republica Moldova a obținut un nou guvern tehnocrat care este determinat să
se angajeze în soluționarea problemelor stringente care stau în fața țării, în fața cetățenilor. Avem potențialul necesar, demnitatea și devotamentul față de țara noastră pentru a înfrunta aceste probleme. Vreau să mulțumesc, domnule președinte, pentru înalta onoare și încredere de a ne înainta și credința această misiune foarte importantă. Vreau să mulțumesc Parlamentul Republicii Moldova, care au aprobat acest guvern și programul acestui guvern. Remarc cu satisfacție că principalele direcții, principalele acțiuni care sunt vizate în programul acestui guvern se pliază excelent și aproape în totalitate cu recomandările, cu problemele care sunt specificate în foaia de parcurs menționată de domnul președinte. Această coincidență, această pliere, în opinia mea, este una firească, deoarece problemele și provocările care stau în fața țării sunt evidente și soluția, posibilitatea de a adresa aceste probleme, de a rezolva problemele în interesul societății, este sau stă în muncă asiduie a fiecare dintre noi. Constat de asemenea cu satisfacție că astăzi avem o ocazie, sau începând cu astăzi, avem o ocazie rarisimă când cel puțin executivul, ramura executivă, ramura legislativă și instituția prezidențială au aceleași opinii vis-a-vis de problemele care stau în fața societății. Vom beneficia de suportul Parlamentului și instituției prezidențiale atâta timp cât vom genera rezultate. Ne vom îndeplini misiunea așa cum am promis din acest jurământ, cum am promis în fața Parlamentului și cum am făcut-o în fața cetățenilor. Ne angajăm, începând de ziua de astăzi, să îndeplinim fiecare misiunea așa cum credem că este mai bine. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, membri ai Guvernului, vă invităm la o fotografie comună cu președintele Republicii Moldova. Să comunicăm cu colegii.
bardacul este.